Bun găsit, doamnelor și domnilor, urmează șef la tine în bucătărie. Astăzi, pentru noi, va fi șef bucătar Mihai Ghinea și are o rețetă minunată. Eu abia aștept să văd ce va ieși, pentru că rar am ocazia să mănânc astfel de preparate. Și cred că și dumneavoastră veți fi curioși, pentru că nu în fiecare zi gătim așa. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit! Pentru astăzi avem să încercăm o rețetă mai sofisticată, puțin mai deosebită, puțin să ne răsfățăm cu facem fructe de mare, paste cu fructe de mare. O rețetă care o să fie foarte bună la gust, foarte sănătoasă. Complicată? Nu chiar complicată. Nu ne propuneți o rețetă complicată, să nu stăm prea mult în bucătărie. În bucătărie, numai trebuie să mâncăm ce ne place. Ce ne trebuie? Simplă, ce ne trebuie? Prima dată, fructe de mare. Am ales calamari, caracatiță, brown, cum le spunem noi, roșii, usturoi, pătrunjel, sare, piper și ulei de măsline. Și bineînțeles, pastele, că de aia sunt paste cu fructe de mare. Cu ce se începe? Să începem. Prima dată, ce să începem, punem apă la fiert. Am pus apă la fiert. Unde să luăm o... Se pune apa la fiert pentru paste? Fructele de mare, începem, le tocăm în caracatiță, în cubulețe. Potrivit de mari. Sunt pretențioase la gătit fructele de mare? Nu, trebuie fierte și pentru savoarea lor să iasă o normal fructele de mare, să fiarbă în vin alb. De aceea avem și noi vin alb pe masă. Acum am înțeles care este rostul lui. Bine, eu am obișnuit ca la anumite preparate la final să servim un pahar de vin, pentru că sunt preparate la care trebuie să avem și un pahar de vin, roșu sau alb, după tipul preparatului. De data aceasta vom adăuga și în rețetă puțin vin. Da, se pune în vin, pasele să fiarbă un puțin vin, îi dă un alt gust, o savoare și un gust deosebit. Le tăiem în cubulețe, nu prea mari, să fie așa potrivite, cât să intre în... Vor scădea mult la gătit? Nu chiar, o să scadă, dar nu așa. Nu așa mult. Deci așa cum le sunt tăiem, foarte... așa vor și rămâne în principiu. Da, sunt foarte sățioase ele, ca au un gust... Adică te satur chiar și puține din multe, ele par în momentul când le mănânci și par... Da, într-adevăr, sunt sățioase, nu pot fi consumate într-o cantitate foarte mare. Foarte mare, da. Obișnuiesc să mănânc anumite fructe de mare, dar recunosc destul de rar. Nu este unul dintre preparatele mele favorite. Dumneavoastră mâncați des? Des, să știți că chiar, chiar le consumăm. Sunt sănătoase, să spun. Cu siguranță și ușoare. Și ușoare. Printre preparatele ușoare. Mâncarea noastră într-o zonă de munte este cu mâncarea noastră, dar... Parcă simți nevoia să mai și schimbăm câteodată. Da. Și să și testăm, de ce nu? De ce nu? Așa. Deci tăiate în cubulețe cât. Am amestecat, vedeți, sunt trei feluri de fructe de mare. Putem adăuga mai multe feluri. Brown sunt și mai mari și mai mici. Caracatiță, sepie, fructe de mare sunt mai multe feluri oricum. Acum depinde ce ne place. Putem combina, putem face cu un singur tip. Depinde de gustul fiecăruia. Sunt arată destul de bine. Au fost congelate astea proaspete. Între timp, să nu uită, după ce le-am tăiat, după fiecare operație, tăiem legumele, tăiem, putem să ciocnim un par de vin. Ca să avem curajul să facem mai departe, să ciocnim și să căpătăm curaj pe fiecare minut care trece. Să iasă ce trebuie, dacă nu e să dăm vina pe băutură, trebuie să dăm. Și dacă bem vinul, înseamnă că ies mai gustoase? Ies mult mai gustoase. Da, deci vinul poate fi și consumat, poate fi pus și în preparat. Nu știu cât de gustoase, dar... O să ne placă, nu mai ne mai suntem alele. Și cred că puțin alcool ne strânește și pofta de mâncare, așa se spune. Da. Așa că este bine să consumăm și puțin vin. De ce nu? Să avem poftă. Așa, mai departe.
Deci, după ce le-am tăiat, vedem apa a dat puțin în firul ăsta, dăm drumul la tigaie. Tigaie ca de fiecare dată. O lăsăm puțin să se încingă, să se neapărat, deci trebuie să fie multă când punem orice, punem în ea să fie încinsă. Bun, asta strângem fructele de mare. Le punem. Haideți să vă ajut. Puneți pe masă și vă țin eu. Așa, stragem așa un pic. Așa, plecăt un pic. Așa. Da? Bun, sunt pregătite, sunt tăiate. Urmează usturoiul. Nelipsitul usturoi, pentru că știu că folosiți la aproape la toate rețetele usturoi, dar se vede clar că dă gust bun. Da, el de data aceasta puțin, e mai mult. Mai mult de data aceasta. Ne spargem frumos. În savoarea din el, trebuie cumva, nu e o regulă să-l facem foarte mărunt sau foarte el, oricum să, pentru că îl prăjim cu pastele, se călește și se moaie. Pregătirea, deci dacă le avem toate pregătite dinainte să fie aranjate, între timp, cam cât ar dura, la 40 de minute, 30-40 de minute cu totul? Jumătate de oră. Cred că cu totul. Spargem frumos. Gata și usturoiul. Bun. Mai departe. Vedem tigaia. Tigaia deja a început să încingă. Punem uleiul. Se pune destul de multișor, nu mai chiar, mult ulei, mai da, având în vedere da, că acum gătim cu fructe de mare, care nu sunt atât de grase. Da. Da. Adăugăm deja încins. Din ce era tigaia încinsă. Da. Adăugăm usturoiul. Să-l amestecăm, îl lăsăm decât puțin, așa să intre uleiul în el. Îi dă un miros, usturoiul are un miros aparte, un miros chiar. Lăsăm puțin să se calească. Așa, nu lăsăm prea mult. După care adăugăm fructele mare. Așa, ăștia praunul, să spunem, ăștia îi punem mai la urmă, că ăștia deja sunt puțin... Da, se fac mult mai repede. Așa, lăsăm să se călească, să intre puțin, să-și lase savoarea. Bun, mai departe, hai să aranjăm roșiile. Așa, le tăiem în, să zicem, în feliuțe. Câteva roșiile se pun mai mult, da, și design le dă un gust care sunt mai micuțe, așa sunt chiar le punem întregi. Pot fi lăsate întregele, oricum se călesc da, și se puțin, pe cele mai mari, scad puțin. Pe jumătate. Câteva astea mai mici. Sunt gustoase. Le dă un gust așa aparte de acrișor puțin. Practic pregătește sosul. Da. Aceste roșii sunt... Ele oricum se adaugă la urmă de tot. Nu... Da. Lăsăm decât să rămână efectiv mai cam semifierte așa puțin mai... Așa, cred că... Cred că ajung astea. Da. Bun, pastele. Ne vedem.
Întoarcem. Acum, unul din secrete se iasă ceva după ce probabil au fier puțin, au intrat în ele. Adăugăm puțin vin. Trebuie să fiarbă în vin, cum se spune. Da. Și le așteptăm să fiarbă, între timp mai degustăm puțin vin. Și le așteptăm să fiarbă. Bun, deci apropiem, sunt aproape făcute, să se pun mai înainte. Păi făcute, să mai adăugăm puțin vin. Nu strică. Trebuie să-l punem în pahar, economisim, nu aruncăm nimic. Stăm un pahar de vin. Așa. Îl lăsăm, iese tăria cu din vin, lăsăm puțin să fiarbă, nu imediat, pentru că nu adăugăm altceva imediat. Așa, ia să mai punem puțin ulei. Deci și pastele și chiar și orice mâncare, în momentul când o gătești, da, sunt niște reguli, le înveți făcând de câteva ori, că prima dată o vezi, o faci într-un fel, după aia după gustul fiecărui, puțin mai... Ele trebuie să-ți lasă oricum un sos, să fie sosul ăsta, să fie din vin sau din ele. De obicei să iasă, cum făceau la mare, îi fierbeau italienii, de exemplu, am fost o perioadă, am stat și în Italia, fierbeau oase, pur și simplu, oase de pește. Pentru a avea o zeamă gustoasă. Avea. Și rămânea o gelatină, care rămânea și la fiecare paste punea o lingură de gelatină de oase. Și dădea un gust foarte bun. Da, așa cum noi folosim la anumite ciorbe acasă. Nu se compară niciodată o peștele care luăm, sau chiar fructele mari care le luăm noi congelate de la magazin, cu cel de mare, sau să-ți dea gustul prinse exact pe malul mării. Adică prinse pe mare și cumpărate după malul mării. Bun, putem să adăugăm deja, apa fierbe, mai tare, deja putem să adăugăm pastele, că se iasă în același timp, ideea cam asta ar fi. Așa. Am în farfurie, ia să vedem. Să punem deasupra, se îmbăie odată și dăm drumul. Și s-a dus exact. Așa cum ar trebui să... Cum ar trebui. Iar să fim foarte atenți la pastele înalte, pastele, de-aia folosim oală mai mare și apă mai multă, în general, la paste, să nu ardă focul, să treacă pe lângă. Dacă în momentul să arde, de obicei să arde, dacă o lăsăm să nu la capete și dă un gust... Să fie flacăra sub oală. Da. Să nu cuprindă oala. Da. Așa. Să dăm fiert. Asta e fierb, deja putem să adăugăm și la unul. Bun. Așa. Îl lăsăm să fiarbă. Între timp, hai să pregătim și pătrunjelul. La genul ăsta de paste se folosește, uite, chiar două legături luate din piață proaspete. Se pune din belșug din verdeață. Belșug verdeață, le spălăm un pic să... Aș vrea să... Să iasă praful din ele. Aș vrea să spunem telespectatorilor și ce tip de vin folosim. Vedem că este vin alb, dar trebuie să fie dulce, demi-dulce sau sec, pentru a da un gust bun. Cred că secul ar fi cel mai bun, că vinul ăsta e pentru gătit. De la gătit. Și atunci trebuie să punem un vin sec. Un vin sec. Și vinul alb la pește. Cu siguranță, având în vedere că este carne albă, vom folosi vin alb. Așa. Așa arată foarte bine. Așa, miroase foarte bine, proaspăt. Se vede că e și proaspăt și... Așa, probabil chiar de grădină, pentru că miroase foarte, foarte bine. Foarte bine.
Deci, mestecăm puțin. Așa, hai să adăugăm roșiile. Roșiile se adaugă întregi cum le-am tăiat. Așa. Vedem și-a lăsat o zeamă din ele. Așa. Mestecăm puțin. Și acum să adăugăm puțină sare. Așa. Piper. Mestecăm puțin. El trebuie să-și lase un pic de zeamă și chiar să fie un pic de o zeamă mai uleioasă. E chiar indicat. Așa. Puțin ulei. Să ne ștergem pastele, să ne apropiem și cu ele. State tot timpul să vedem. Da. Le lăsăm puțin să dea în fiert. Între timp pastele cred că sunt gata. Așa. Sunt gata, arată foarte bine. Așa. Acum adăugăm deja pătrunjelul. Asta la urmă se adaugă oricum. La urmă de tot. Așa. Îl mestecăm, are o culoare foarte bună. Și îl adăugăm pur și simplu peste paste. Așa. Trebuie să mai lăsăm puțin la foc, îl amestecăm. Așa. Adăugăm puțin să alunece frumos pasta, să lucească, așa se spune. Să se lucească. Și cam asta e. Este extraordinar. Așa, bun. Hai să le vedem acum. Arată foarte bine. Din nou s-au combinat culorile, gusturile, miroase foarte bine, să știți, foarte, foarte bine miroase și da, arată foarte bine. Iată, este o combinație deosebită de culori. Nu vă spun ce bine miroase. Cu siguranță vor fi și bune. Pregătim farfurile. Prima dată pastele. Sunt curioasă, vin lângă dumneavoastră că vreau să văd. Au și sos, exact. Și sos. Așa. Și acum să punem bucățele. Și fructele de mare. Și fructele de mare. Deasupra. În fiecare. Nu a durat foarte mult, nici nu a fost foarte greu. Cu siguranță, dacă veți încerca acasă, veți reuși.
Poate deja ați făcut acest lucru, poate ați făcut această rețetă. Am făcut și noi ca să vedem cum este. Bine, eu să aflu că domnul Mihai știe deja. Am așa arată o farfurie, să punem iar, nu strică. Puțin ulei. Să lucească. Cam așa arată o farfurie cu paste de paste, cu fructele mari. Făcută destul de repede. Destul de repede. Vinul despre care vă spuneam. Care ne lipsește tot vin alb. Pe care l-am pus chiar și în preparat, pe care îl punem și în pahar. Nu uitați, vă așteptăm, dacă aveți idei, dacă aveți vreo rețetă, vă așteptăm să veniți alături de noi. Să gătim împreună aici, în bucătăria lui Mihai Ghinea. Noroc Poftă bună! Până data viitoare!